Alberto de la Bărbulești. Dedic și eu cea mai frumoasă melodie, foarte special pentru Ciprian din America și nu în ultimul rând special pentru tăicuțul lui, pentru domnul Marcel, cu stimă și respect, din partea lui Alberto de la Bărbulești. Bineînțeles, băiatul lui Valghir. Am și melodia asta frumoasă pentru tăicuțul lui și pentru toată familia lui special și pentru măicuța lui și pentru frații lui special. Asta auzim ce spune. Toată viața am riscat, am vărlat copii să văd, poate umblam de mâncat ca să-l cresc pe-al meu băiat. Amețesc când merg pe drum și nimănui n-am cui să-i spun. Nimănui n-am cui să-i spun durerea ce-o simt acum. Auzi, Cipriane! Toată viața am riscat, am venit la copii să fac, poate umblam neamâncat cu gândul al meu băiat. Amețesc când merg patru și nimănui n-am cui să-i spun. Nimănui n-am cui să-i spun durerea ce-o simt acum. Cipriane! Când vin acasă supărat și cânturat, când văd pe copiii mei lumina ochilor mei, lumina ochilor mei. Când vin acasă supărat și cânturat, când văd pe copiii mei lumina ochilor mei. Am și eu o strofă frumoasă pentru domnul Ciprian din America și pentru tăicuțul lui, pentru domnul Marcel și pentru toată familia lui Ciprian, pentru copiii lui, din partea lui Alberto, special. Dacă aș ști că într-o zi copiii mei m-ar părăsi, Doamne, mai bine, Doamne, aș muri și într-o noapte aș alpi. După câți ani am muncit să fiu un tată fericit, să fiu un tată fericit cu copilașii mei de când. Dacă aș ști că într-o zi copiii mei m-ar părăsi, Doamne, mai bine, Doamne, aș muri și într-o noapte aș alpi. După câți ani am muncit să fiu un să fiu un tată liniștit cu copilașii mei de când. Ce spune? Când vin acasă supărat și cânturat, când o văd pe fata mea îmi trece supărarea, îmi trece supărarea. Când vin acasă
melodia asta frumoasă, să-i dea Dumnezeu sănătate și noroc. Trăiască copiii tăi, Cipriene, și pentru tăicuțul, pentru Marcel.